Bună ziua, domnul Titus Corlățean, senator PSD și fost ministru de externe, este invitatul meu de astăzi la puterea știrilor. Bună ziua, domnule Corlățean, bine ați venit în studioul nostru. Bună ziua și mulțumesc pentru invitație. O să vreau să începem discuția de astăzi, transând câteva concluzii după dezbaterea de ieri din Parlamentul European despre statul de drept în România. Cum vi s-a părut dumneavoastră poziția premierului român Viorica Dăncilă din Parlamentul European? Am văzut o poziție destul de tranșantă. Da, în primul rând aș face un comentariu legat de faptul că aș fi preferat ca această discuție să nu aibă loc la Parlamentul European. Și aș fi preferat ca dezbaterile politice legate de legiferare, de legile justiției, legate de lucrurile astea care sunt importante în primul rând pentru noi, pentru români, pentru societatea românească, să aibă loc în țară și în afara țării. Pentru că transferul ăsta constant de bătălie politică în exterior la instituții internaționale, europene, riscă să ne facă foarte mult rău și riscă să ne placeze în alte grupe care sunt în clipa de față subiect de analiză și eventual sancțiune la nivelul Uniunii Europene. Dar, din păcate, boala românească nu dispare prea ușor. Revenind la dezbaterea în sine, evident că, dacă înțelegem și contextul respectiv, practic, lansarea nedeclarată a campaniei pentru alegerile europene, acolo unde există interese politice, există familii politice, putem să înțelegem că dezbaterea se anunța așa destul de activă, aprinsă pe alocuri și nu e o surpriză. Ce a fost diferit față de alte dăți a fost intervenția premierului României, sprijinită de unii, contestată de alții, așa în politică. A fost pentru mine o surpriză plăcută în sensul în care am văzut demnitate în susținerea poziției și în rostirea unor adevăruri care trebuiau rostite. Pentru că lucruri de genul mecanismul de cooperare și verificare care și-a avut trecutul său pozitiv în relația cu România și reformele pe care le-am făcut, legislative, instituționale, combaterea corupției, rolul său s-a cam epuizat de un număr de ani și în clipa de față, o spun, deja s-a acumulat un timp în care nu mai vedem utilitatea și perspectivele. E un mecanism care se prelungește la infinit și practic și-a pierdut resursele. Ori în cadrul acestui mecanism, cel puțin în ultimii ani, n-am remarcat nici măcar o dată. Nici măcar o dată, în oricare raport. Și n-am remarcat în niciun caz în luările de poziție publice ale Comisiei Europene, ale comisarilor europeni, în cazul de față, în ultima instanță, a vicepreședintelui Comisiei Europene, domnul Frans Timmermans, niciodată n-am văzut măcar exprimată măcar o preocupare, dacă nu o condamnare, a abuzurilor care s-au comis în sistemul judiciar în ultimii ani, care în ultimele luni au fost probate cu date evidente, probe evidente, înregistrări audio și video, mărturii ale martorilor, ale magistraților care au fost constrânși, culminând cu faimoasele protocoale clasificate, care au fost declasificate, din care am văzut că exista un mecanism de cooperare dincolo de limitele normalului în gestionarea informațiilor pentru combaterea, nu știu, criminalității organizate sau corupției. Ori în clipa în care aceste mecanisme paralele și clasificate au stabilit, de exemplu, subordonarea procurorilor DNA față de ofițerii de informații din SRI, stabilirea unei obligații pentru procurori de a face rapoarte de informare pentru ofițerii SRI la 60 de zile, cum se gestionează dosare, cum s-au gestionat informațiile, de a da în competența ofițerilor SRI, mă scuzați, competență de anchetă specială în domeniul penal și a vedea că s-au comis abuzuri care, unele dintre ele, destule în ultimele luni, au fost practic desființate prin decizii ale Înaltei Curți Supreme de Justiție și Casație, care a respins, a casat dosare și acuzații ale DNA în cazuri celebre, practic a desființat un probatoriu care era fie fals, mincinos, fie, așa ca să citez în alta curte adesea, fapta nu există, ceea ce este rușinos în domeniul meseriei, profesiei esteia de magistrat, anchetator. Ori niciodată n-am auzit Comisia Europeană rostind un singur cuvânt
o condamnare, o implicare în a clarifica și a elimina aceste abuzuri care, iată, au existat și probabil încă mai există. Și de asta spun că pentru mine a fost o surpriză plăcută faptul că premierul României a avut demnitatea și curajul să spună lucrurile pe nume. A spus doamna Dăncilă inclusiv lucrul acesta, că MCV și-a ratat scopul, ca să o citesc pe doamna premier. Putem spune că și-a ratat scopul? MCV a fost util un număr de ani și sunt primul care să o spun, chiar imperfect. Imperfect, vă dau, de exemplu, un argument. În perioada scurtă pe care am avut-o la Ministerul Justiției, am avut o vizită de experți MCV care au venit la București și a fost aproape de finalul mandatului meu, au venit în inspecție, au în discuții, în misiune, au avut discuții la nivel tehnic și chiar când mi-am terminat mandatul am aflat un element, pentru că în general mă uit la profilul celor care vin în țară și se uită așa la noi. Din cei trei care veniseră, mi s-a spus că doi nu aveau pregătire juridică. Ce să înțeleg din treaba asta? Cine vine să facă analiza sistemului juridic, judiciar din România? Dacă este adevărat, este foarte grav. Așa încât, revin, mecanismul MCV a avut valoarea sau un număr de ani. Problema este că atunci când, din rațiuni politice, ca să fie foarte clar, mecanismul ăsta care trebuia să fie un mecanism obiectiv, din rațiuni politice, acest mecanism a adăugat noi obiective, noi condiționalități, noi lucruri, mecanismul a devenit o țintă mișcătoare și s-a spus în mod corect, noi nu, practic nu, orice am face, nu mai putem să atingem această țintă. Ori permanentizarea, prelungirea la nesfârșit a mecanismului a devenit contraproductivă. El a și fost folosit de asemenea din rațiuni politice de unele, câteva state membre, începând cu Olanda, pentru a ne bloca accesul în alte mecanisme extrem de importante, așa cum este spațiul de Schengen. Acest mecanism a devenit neproductiv și este incorrect față de România, pentru că dacă e să vorbim de corupție, acest mecanism ar trebui aplicat în mod egal tuturor statelor membre, pentru că marea corupție nu este corupția cu așa zisă corupție cu termopane și alte lucruri din România. Marea sau cu lacuri. Marea corupție este corupția legată de marele capital, de contractele de achiziții publice care sunt la valori uriașe și vedem ce s-a întâmplat în state veste europene fără să fac astăzi nominalizări, chestiuni de corupție flagrante. De ce acest mecanism nu se aplică statelor veste europene și statelor centrale veste europene în egală măsură și sunt de acord dacă e pentru toți. Dacă e numai pentru unii care sunt mai slabi de înger, precum România și Bulgaria, în mod cert spun astăzi și eu că acest mecanism nu își mai găsește sensul. Am văzut în spațiul media, mai ales, vehiculată ideea aceasta unui ro-exit. Putem vorbi la ora actuală de o asemenea posibilitate? E o temă falsă și, dacă nu mă înșel, în spațiul public au fost două sau trei persoane fără relevanță și din care două care n-au niciun fel de legătură cu PSD-ul, care au evocat această temă. Unul dintre ei fiind, de altfel, și dacă mi-aduc bine aminte, domnul Munteanu, fostul candidat al PNL-ului la Primăria Generală a Capitalei, iar altul fiind fost ofițer SRI. N-au niciun fel de fundament ideile astea. Noi știm foarte bine cât de valoroasă este apartenența noastră la Uniunea Europeană. Fac parte dintr-o echipă care a muncit foarte serios între 2001 și 2004, echipa guvernului Adrian Năstase, pentru a deveni membri ai Uniunii Europene. Identitatea noastră europeană nu se negociază, nu se rescrie, suntem europeni și suntem membri ai Uniunii Europene. Nu cred că cineva are dreptul să se joace cu tema asta și noi cel puțin la nivelul PSD-ului și evident și guvernului respingem orice fel de bazaconie care se lansează pe tema asta. Scuzați-mă, este cuvântul oportun de folosit pentru astfel de idee. Ce poziție ar trebui să adopte România după dezbaterea de ieri din Parlamentul European? Eu cred că era nevoie de mai multă vreme, de un efort mai intens și, a spune, și mai profesionist de comunicare cu decidenții europeni pe canale profesionale tehnice și mai ales pe canale politice. În ultima instanță totul este politic. La Bruxelles se fac în clipa de față foarte multe jocuri politice, poziționări pentru alegerile europene care sunt importante pentru că nu vor da doar structura Parlamentului European viitoare, vor da structura Comisiei,
portofoliilor de comisari, bugetele alocate în competența fiecărui comisar, sunt interese, rivalități sau negocieri discrete și nu neapărat ilegale, dar uneori poate cu o ușoară tentă imorală pentru a-și aranja pozițiile. Nu că am descoperit lumea acum, așa s-a întâmplat de fiecare dată, dar încerc să explic public faptul că multe din lucrurile care se spun public au niște interese ascunse în spate, lucruri spuse împotriva României. Plus de asta, gândiți-vă că în funcție de balanța de forțe de după alegerile europene se va lua o decizie foarte clară cu privire la structura bugetului cadrului financiar multianual, bugetul Uniunii Europene pe următorii 7 ani, și vorbim de bugete importante, unde sunt alocate, cărui responsabil, din ce țară provine responsabilul respectiv. Deci ar fi bine să ne mai pierdem din naivitatea asta în care mai trăiesc unii în România și să înțelegem că România trebuie să-și susțină cu foarte multă demnitate interesele în clipa de față, nu singură, pentru că vom pierde, dar avem nevoie să lucrăm cu prietenii, cu partenerii, și avem nevoie să comunicăm foarte serios și să fim extrem de activi pe relația cu Bruxelles, cu instituțiile europene, să fim permanent prezenți și trebuie folosite toate armele legale, licite, parteneriatele pe care le avem pentru a câștiga din jocul ăsta politic în care, dacă ești slab pregătit, vei pierde. Anul 2019 este un an important pentru țara noastră. Avem două serii de alegeri, prezidențiale și europarlamentare, dar avem un moment important, spun eu, preluarea președinției Consiliului Uniunii Europene. Cât de pregătită este țara noastră pentru acest moment important? E un moment istoric. E prima dată în istoria noastră când România va asigura președinția Consiliului Uniunii Europene, deci președinția Uniunii Europene, și acest moment istoric nu trebuie ratat. El vine, ca să fie lucrurile și mai complicate, vine într-un moment în care va exista în semestrul, pentru că avem o președinție semestrială, începând cu probabil 20 aprilie plus minus, se va declanșa campania pentru alegerile europene, deci o lună de zile toți politicienii europeni și toate familiile politice nu vor face decât treaba asta, deci președinția României este înghețată pe perioada acelei luni, urmează alegerile în ultima decadă a lunii mai, după care se pun concluziile în luna iunie. Vom avea și alegeri prezidențiale în România și asta influențează inevitabil poziționarea actorilor politici pe perioada președinției și bineînțeles că vom avea de gestionat problema momentului de sfârșit de martie, Brexit, ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană, dacă se va ajunge la acest acord, deși perspectivele sunt mai degrabă spre ajungerea la un acord și nu un no deal, și respectiv tema negocierii bugetului, la care se adaugă multe alte dosare pe care România le va gestiona. Deci trebuie să înțelegem că subiectul este mult mai serios decât simpla idee, domnule, preluăm președinția. Faptul că avem nevoie în plan intern, chiar și în ceasul al 12-lea, sper, de mult mai multă inteligență politică și înțelepciune politică, de a reuși totuși coagularea unei majorități cât mai largi de susținere politică pentru președinția viitoare, care nu este a PSD-ului, a PNL-ului, a lui Klaus Iohannis sau a lui Liviu Dragnea, ci președinția României la Consiliul Uniunii Europene. Este motivul pentru care, de exemplu, am propus, eu fiind și președintele Comisiei Speciale a Parlamentului pentru pregătirea președinției românești, dimensiunea parlamentară, am propus adoptarea în Parlamentul României, înainte de momentul oficial de preluare a președinției la 1 ianuarie, unei declarații politice care să fie susținute de toate grupurile politice, deci un semnal politic și spre exteriorul țării, de susținerea președinției, a priorităților, axelor principale. Nu trebuie să fie un document foarte sofisticat, foarte bogat în amănuntă, pentru că sunt nuanțe în funcție de ideologia fiecărui grup politic, dar axele principale, până acum cel puțin în Parlament, au fost agreate de grupurile politice, ceea ce este un lucru foarte bun. Revenind la întrebarea dumneavoastră, am făcut așa o prezentare mai largă ca să înțelegeți că în spatele pregătirii președinției este un efort uriaș, mai puțin vizibil, mai discret, și în general lucrurile bune nu prea sunt preluate în mass media, nu e o critică, e o constatare. Și să vă spun că, de exemplu, la nivelul relației dintre guvern și Parlament am lucrat foarte strâns și corect.
Sunt lucruri pe care noi le-am propus din partea Parlamentului și eu personal, care au fost acceptate, preluate de Guvernul României și incluse în viitoarele priorități ale președinției. Am parcurs și procedura de consultare necesară, firească și legal și democratic între Guvern și Parlament cu privire la viitoarea președinție. Ministrul Afacerilor Europene Negrescu a fost audiat în comisia specială pe care o conduc în Comisiile de Afaceri Europene. A fost audiată doamna prim-ministru în plenul Parlamentului României. Am discutat cu grupurile politice. Deci suntem la un nivel, spun eu, rezonabil, nu excepțional, nu dezastros, un nivel rezonabil care, dacă ar beneficia de mai mult calm politic în România și o susținere reală, nu doar declarativă, ne-ar da, a spune eu, încrederea într-o președinție de succes. Sunt șanse pentru o președinție de succes, sunt șanse bune, există expertiză în România, lucrez cu președinții comisiilor parlamentare sectoriale din Parlamentul României care vor organiza conferințele parlamentelor naționale plus Parlamentul European sectorial pe diferite teme. De exemplu, afaceri europene, politică externă și securitate, temele de buget, finanțe. Lucrăm cu aceste comisii, cu președinții, suntem în stadiu de finalizare în clipa de față a temelor pentru fiecare conferință mare sub președinția românească la nivel parlamentar. Avem contacte frecvente și vom avea o vizită importantă, nu e anunțată încă oficial, nu o voi face eu, dar o temă importantă a doi decidenți importanți de la Bruxelles în perioada următoare. Deci suntem într-un nivel rezonabil de bun de pregătire. Mai avem de muncă, e adevărat, dar principala provocare pentru mine este de natură politică internă. Și aici aș vrea să văd mai multă înțelepciune politică din partea diferiților actori politici. Cât de mult ar trebui să profite România de acest moment? La maximum. Acest moment este o oportunitate istorică, pentru că, pe de o parte, îți poți confirma sau reconfirma și afirma un statut de jucător important în Uniunea Europeană, nu doar în Europa Centrală și de Est. Poți să-ți afirmi, consolidezi un statut de negociator și de honest broker între diferitele curente de interese în Uniunea Europeană. Încă o dată spun să ne mai pierdem din naivități. Va trebui să gestionăm niște dosare complexe, complicate, sensibile. Trebuie să ajungem la consens, trebuie să adoptăm concluzii la reuniuni, trebuie să închidem dosare. Și, bineînțeles, e o oportunitate pentru a ne promova niște interese specifice. Fiecare președinție, pe lângă ceea ce preia de la președinția anterioară și duce mai departe și închide niște dosare sau avansează și transferă alte dosare care să fie închise de președinția anterioară, deci încerci să-i adun pe toți în jurul tău și să asiguri consensul, are și dreptul la niște puncte specifice de interes țării respective sau regiunii din care facem parte. Vă dau un exemplu sau chiar două exemple. Fondurile de coeziune, un motor esențial pentru dezvoltarea Europei Centrale și de Est, pentru a reduce decalajele de dezvoltare față de statele vest-europene. Am introdus în prima prioritate pe care președinția românească o are temele legate de creștere economică, de coeziune, de conectivitate și competitivitate. Coeziunea am introdus-o acolo de o manieră explicită și a fost agreată de partenerii europeni. Asta înseamnă un impact asupra negocierilor legate de bugetul viitor. Pentru că bătălia pentru a reduce capitolul bugetar destinat fondurilor de coeziune, unii vest-europeni nu mai sunt interesați de treaba asta. Ei și-au rezolvat probleme de dezvoltare cu ani sau decenii în urmă. Noi suntem interesați. Deci de asta președinția românească ne dă niște instrumente pe care să le folosim, care să însemne și mai multe resurse alocate pe viitorul buget României, dar și ridicarea unor teme care pe noi în mod special ne interesează: vecinătatea estică, Republica Moldova. Teme care, cum să spun, parcă am văzut în ultimii 2-3 ani că au mai pierdut din combustibil. România poate n-a mai avut energia politică, n-a mai avut angajamentul atât de vizibil în relația cu Republica Moldova și văd niște evoluții acolo care pe mine mă îngrijorează. Și nu vreau să asistăm la o decuplare a Republicii Moldova de sensul european. De asta președinția României trebuie să fie un bun moment de a fructifica oportunitatea de a racorda mai consistent Republica Moldova la apartenența europeană și la relație cu România.
Cât de mult afectează situația politică de pe plan intern la preluarea președinției Cu Consiliului? siguranță nu ne ajută. Și nu ne ajută deloc. Faptul că senzația pe care o avem unii dintre noi că există deja o campanie prezidențială nedeclarată, dar începută, și anumite gesturi care se fac din rațiuni de natură politică internă, interese legate de putere. Nu-mi place chestiunea asta. Fracturarea societății stimulată de la nivel prezidențial, apropo de temele, mesajele lansate înainte de 10 august, asta e o temă extrem de delicată și sensibilă. Deci lucrurile astea nu ne ajută. Eu sper că pe măsură ce avansăm și mai e totuși puțină vreme, suntem la început de octombrie, 1 ianuarie este mâine, să revenim la o formă de raționalitate politică care să ne ajute în gestionarea președinției, pentru că nu va fi doar președinția noastră a României, va fi președinția Uniunii Europene, deci avem o responsabilitate uriașă. Și cred că decidenții politici, indiferent de culoarea politică, ar trebui să își facă un proces interior de raționalizare a ceea ce fac în perioada următoare și cel puțin pe perioada președinției să facă bine României și Uniunii Europene și să nu facă rău României din cearta asta și tensiunea politică. Și după aia vom face și campanie prezidențială la toamnă și vom vedea ce va fi. Un alt subiect pe care nu aș vrea să-l las nediscutat astăzi este referendumul pentru familie, organizat sâmbătă și duminică, 2 zile consecutive. Mergeți la vot? Cu siguranță, da, voi merge la vot. Și cum veți vota? Nu e niciun secret pentru că am luat cuvântul în dezbaterile de la Senatul României de acum aproximativ 3 săptămâni și cu argumente am explicat de ce acest referendum este și justificat și legal și constituțional și un gest democratic și de ce eu personal voi vota da în favoarea acestui referendum. Și n-am să reiau toată argumentația, dar voi spune că, în primul rând, mi se pare un gest democratic organizarea acestui referendum, câtă vreme nouă politicienilor, oamenilor politici, ni s-a reproșat de-a lungul timpului, mă includ și eu în marea masă, nu fac alții care spună voi politicienii, dar era șeful statului și ne spunea cum greșim noi. Deci noi, oamenii politici, am primit acest reproș de-a lungul timpului că nu ascultăm îndeajuns de mult oamenii și nu ținem cont de opiniile lor. Ori în clipa în care îți vin nu 500, nu 1000, nu 3000, toți trebuie respectați, dar în clipa în care îți vin 3 milioane de cetățeni care semnează o solicitare, o petiție, și a fost cea mai mare petiție din România înregistrată vreodată, și care îți spun, vă rugăm să declanșați referendumul pentru a defini în Constituție instituția căsătoriei. Pentru că propunerea nu vizează redefinirea familiei sau relațiilor de familie. Și aici au fost destui care au generat o confuzie intenționată pentru a genera boicotul referendumului. În clipa în care primești o astfel de solicitare, tu ca Parlament ai datoria să dezbați și să declanșezi referendum. Asta s-a întâmplat după 2 ani de activitate, de dezbateri, de contestații la Curtea Constituțională, de reveniri și așa mai departe. E democratic. Și cine se opune referendumului acționează profund nedemocratic. Așa încât cetățenii, până la urmă, nu politicul, nu eu, dumneavoastră, ca cetățean și eu ca cetățean, nu ca un politic, vom decide la referendum dacă suntem de acord cu această definiție a căsătoriei între un bărbat și o femeie. Dar hai să lăsăm cetățenii să decidă asupra acestui subiect, care este important și vizează până la urmă și identitatea noastră românească, care e mai profundă, e și românească și e și creștină. Și eu fac parte din cei care cred că mai avem încă dreptul, sper mulți ani de acum înainte, să ne susținem valorile în care credem, fără să îi ofensăm, fără să îi jignim pe alții și fără să ne socotez libertatea altora de a avea altă opțiune, dar se pune problema și reversului și ei trebuie să respecte dreptul meu de a-mi susține valorile în care cred. Și în final, înțelepciunea colectivă, prin vot, va decide. Dar cât de necesar era acest referendum? Este necesar pentru că suntem, în primul rând, și am dat această explicație de natură democratică, noi am fost puși în fața unei inițiative civice. Nu a avut caracter politic, noi ne-am pomenit cu ea pe masă și era firesc să dai curs. În al doilea rând, suntem într-un moment de confluență și pe care nu știu dacă toată lumea îl înțelege.
integrarea noastră în Uniunea Europeană s-a făcut din partea noastră cu foarte multă dorință, cu foarte multă energie, angajament, dragoste, bucurie de a veni sau reveni în familia europeană de acolo de unde am fost mulți după al doilea război mondial, fără ca cineva să ne ceară nou acordul românilor, dar am venit și cu anumite naivități. Și a trebuit să trec un număr de ani să înțelegem că nu tot ceea ce se vehiculează în spațiul Uniunii Europene și adesea invocate ca valori europene sunt valabile toate pentru toți. Avem și noi specificul nostru național și chestiunea referendumului, dacă vă veți uita cu atenție, reflectă de fapt o preocupare în cadrul mai multor societăți, în principal centrale europene. Și poate că nu e paradoxal, sau poate pentru unii poate fi paradoxal, că aceste preocupări vin în societăți care au fost comuniste. Și am ieșit din comunism având niște traume. Vă aduc aminte că în perioada comunistă, în special anii 50-60, și am avut și eu în familie cazuri, și am avut și eu fratele bunicului preot care a avut de suferit, în perioada respectivă, libertatea de conștiință și de religie au fost strivite. Au fost călcate în picioare de un sistem sub influență sovietică și securitatea tot ce s-a întâmplat atunci, astfel încât atunci când, de exemplu, veți merge la Sighet să vizitați și memorialul, să vizitați și celulele, pușcăriile comuniste ale securității în care au fost închiși nu doar Maniu și alți lideri politici, elitei politice de atunci, din partide istorice, Partidul Național, au fost liberali, au fost și socialdemocrați, dar veți găsi acolo documente zguduitoare despre suferința preoților, bisericii ortodoxe, greco-catolice, romano-catolice, cultelor neoprotestante, care au suferit pentru credința lor și aveau în spate nu atât numai biserici, dar au avut oameni care au avut de suferit pentru credința lor. Și oamenii, unii au fost torturați, alții au fost uciși în pușcării și în clipa în care căderea comunismului ne-a dat o gură uriașă de libertate, între drepturile și libertățile fundamentale câștigate de români, au fost unele extrem de prețioase, începând cu libertatea de conștiință și de religie. Pentru noi, identitatea creștină e mai profundă, poate o tratăm superficial în societatea asta modernă, dar lucrurile sunt acolo în rădăcină. Ori, când discuți despre familie, eu pot accepta, sunt european, pot accepta și înțeleg și respect, chiar dacă nu sunt de acord pe fond, pentru că sunt creștin, pot accepta faptul că există o diversitate de opțiuni, de alegeri, cupluri LGBT, au deplină libertate potrivit Constituției României, articolul 26, pentru toți. Dar instituția căsătoriei, eu o văd într-un anumit fel. Ori până la urmă, ca să simplific toată dezbaterea, progresul societății se bazează pe acest cuplu dintre un bărbat și o femeie, pentru că din relația firească dintre un bărbat și o femeie se nasc copiii care duc generațiile mai departe. O temă foarte serioasă, ar fi necesitat mai mult timp pentru dezbatere, sunt de acord. N-a fost timp, referendumul a venit dintr-o dată după 2 ani de bătălii în Parlament, s-a reușit votul final și am intrat în termenul ăla de maximum 30 de zile în care trebuie organizat referendum. Aș fi preferat, dacă era teoretic posibil, mai mult timp pentru dezbatere publică, dar în orice caz suntem aici și e democratic ca cetățenii să decide. Nimeni altcineva, nici Uniunea Europeană, că nu e competență comunitară, e competență națională, și nici alții din afara țării, ci noi toți, și cei pro și cei contra, să vină la vot, îi invit pentru a lua o decizie pe tema asta, democratic. Aminteați adineauri de ideea aceasta a boicotului. Dumneavoastră cum interpretați acest boicot? Am văzut foarte mult în spațiu media. Da, eu cred că este o înțelegere greșită a regulilor democratice. Tot vorbim de democrație și tot ne dăm unii altora lecții și în țara asta de ce înseamnă democrația. Democrația totuși înseamnă participare și implicare, înseamnă a-ți spune cuvântul. Care este cel mai bun moment în care tu îți pui cuvântul și în care tu decizi, că nu decide nimeni în locul tău dacă nu ești acolo, de ce ai pretenția ulterior să mai fi luat în considerare? Fii prezent și spune-ți care este punctul tău de vedere. Eu n-am, de exemplu, ca jurist, n-am vrut să ridic în spațiul public și fac acum cu mare rezervă, dar o fac, să spun că, de exemplu, din punctul de vedere al legii, știți că este legea electorală în România, prevede că împiedicarea prin orice mijloc
a liberului exercițiu la vot constituie infracțiune, se pedepsește în consecință. Am încheiat ghilimelele. Asta spune legea în România. Eu n-am vrut să agit în spațiu public ca jurist și nici alții ca mine să spunem că campania de această campanie de boicot ar putea fi interpretată în sensul legii într-o infracțiune. Până la urmă, ei sunt liberi, cei care se opun, să decidă oricum. Și n-am vrut să perceapă ca fiind o formă de amenințare sau de presiune. Nu este cazul. Dar nu mi se pare justificat democratic, în primul rând, să-i determin pe unii oameni sau să-i influențezi să nu-și folosească acest drept de aur care este votul, care poate să determine un alt rezultat sau poate să determine o fotografie corectă a realității sociale în România. Care este echilibrul de forțe? Unde suntem în clipa de față? Cei care gândesc într-un sens, să spunem, mai tradițional, cei care spun că sunt moderniști, uităm istoria, uităm că fiecare dintre noi are un tată și o mamă și că noi am apărut dintr-o tată și un mamă. Asta nu înseamnă că e lipsă de respect pentru celelalte opțiuni, dar asta înseamnă că unii au și ei dreptul să susțină aceste valori. De genul ăsta de dezbatere ar fi fost necesară și, în final, implicarea. Nu boicotul. Boicotul nu rezolvă niciodată nimic. Și încă o dată, să nu vii după aceea să ai pretenția, să spui că cei care sunt decidenți nu ascultă, nu te ascultă, nu țin cont de opțiunile tale, câtă vreme tu n-ai fost prezent acolo și nu te-ai exprimat. Pe final, aș vrea să discutăm puțin și despre situația din PSD. Ce s-a schimbat sau s-a schimbat ceva după acel agitat CEX? Uitați, noi PSD-ului, care nu suntem, evident, suntem departe de a fi un partid perfect, care a făcut niște lucruri în România asta importante în toți acești ani, pentru că în timp ce revin la discurs care nu e neapărat de campanie, în timp ce alții au tăiat pensii și salarii, alții s-au străduit să refacă și să construiască. N-am spus că perfect, dar am avut vocația asta construirii chiar imperfectă în România. Mi s-a spus că suntem comuniști, suntem corupți, că suntem lipsiți de democrație și așa mai departe. Apropo, multe generații de oameni din leadership-ul PSD-ului în ultimii mulți ani au avut în general școli în România și școli în Occident, fie în Europa, cazul Parisului, Berlinului, fie la Washington și așa mai departe, apropo de comunism. Mi s-a spus că suntem lipsiți de democrație. Eu n-am văzut un exemplu mai clar de libertate de expresie și democrație internă și exterioară partidului. Au fost scrisori, au fost lucruri prezentate, presa s-a bucurat, a putut să fructifice aceste lucruri, decât ceea ce s-a întâmplat în PSD. Pentru că a existat o abordare critică față de conducerea actuală a partidului și față de modul în care funcționează anumite mecanisme guvernamentale, portofolii, miniștri, sunt sau nu competenți sau știu să comunice sau nu. Deci a fost un exercițiu, până la urmă, de libertate de expresie câștigat, a fost tensionat, da, au fost 8-9 ore, da, s-a dezbătut, s-a decis prin vot în final și votul trebuie respectat de toată lumea. Asta nu înseamnă că nu avem o viață politică interioară partidului și că, până la urmă, ne putem exprima liber. A fost o perioadă de după CEX în care ne-am concentrat mai mult pe alte subiecte, am avut și lucrurile astea de la Bruxelles, dezbaterile astea, am avut și avem referendum. Eu sper ca lucrurile să intre într-o normalitate a unității în partid și a unei mai bune guvernări și a unor miniștri, unii dintre ei care să fie supuși unui proces de analiză și de schimbare, cei care trebuie schimbați, pentru că avem nevoie de o guvernare de mai bună calitate, chiar dacă guvernarea de până acum a produs rezultate de creștere economică și de venituri, avem să ameliorăm în special zona economică, investiții publice, infrastructură, lucrurile astea trebuie să fie priorități pentru că sunt în programul de guvernare. Deci avem în ce ne consuma energia într-un sens pozitiv și nu într-un sens negativ. Putem spune că în acest moment în PSD sunt două tabere? Nu cred că sunt două tabere și, în general, noi avem o regulă. Dumneavoastră vă uitați așa și poate ne criticați pe noi PSD-iștii, dar sunt niște reguli în partidul ăsta. Odată ce ai votat, lumea respectă rezultatul votului. Asta nu înseamnă că nu vor fi în continuare opinii care să spună, da, domnule, dacă ministerul ăla și ministrul ăla nu-și face datoria, și o spunem noi, dumneavoastră nu știți, o spunem, am spus-o noi în lunile astea, în grupurile parlamentare și am spus-o și eu în grupul senatorial de la PSD. Nu ne va opri nimeni să spunem treaba asta dacă mă deranjează că centenarul nu este bine gestionat la Ministerul Culturii?
O voi spune, am spus-o și o voi spune și, și public. Deci asta nu înseamnă anularea dreptului nostru la exprimare, dar înseamnă să punem energiile într-un proiect comun care până în alta are legitimitatea votului din 2016. Și câte vreme avem această legitimitate, până la viitoarele alegeri, trebuie să ne facem datoria că oamenii care ne-au votat și cei care nu ne-au votat așteaptă de la guvernare lucruri pozitive. Deci ne așteaptă ceartă sau tensiuni. Dumneavoastră, pe o scară de la 1 la 10, cât de mulțumit sunteți de actuala conducere a partidului? Sunt, mă împinge înspre o capcană. Sunt lucruri bune și corecte care au fost făcute, dar sunt și lucruri care trebuie ameliorate. Pentru mine, de exemplu, viața de partid în interior este importantă. Sunt importante structurile statutare care trebuie convocate periodic și să funcționeze. Birou permanent, comitetul executiv care a fost, e adevărat, convocat, departamentele partidului care nu mai funcționează de foarte mulți ani și care pentru noi reprezintă un bazin de resurse umane excepțional, de expertiză. Trebuie să reluăm aceste chestiuni. E adevărat că presiunile au fost mari, dezbaterea politică, judiciarul, acuze, bătălii sunt foarte mari. Da, cred că conducerea partidului trebuie să îi reunească pe toți liderii politici care au fost votați la congres, sunt de acord, nu sunt de acord, se iubesc, nu se iubesc, trebuie să fie toți împreună în conducerea partidului și asta trebuie să fie o prioritate pentru noi. Nu mi-ați răspuns la întrebare. Pe o scară nu dau note decât mie, eventual autocritice, nu fac acest lucru și dacă aș da note sau aș discuta în partid în primul rând și nu în exteriorul partidului. Domnule Corlățean, eu vă mulțumesc pentru prezența în studioul nostru și vă mai așteptăm cu dragă inimă pe la noi. Mulțumesc foarte mult pentru invitație. Mulțumesc.